Genul programului informativ. Bine ne-am reîntâlnit, doamnelor și domnilor, iată, după o bine meritată mini-vacanță de Paște, din nou în fața dumneavoastră cu o emisiune de la A la Z foarte dragă, de fapt ca toate celelalte, numai că de data aceasta am lângă mine câțiva invitați care îmi umplu inima de bucurie și de fericire că munca unora dintre noi nu este în zadar. Știți prea bine ce înseamnă protecția mediului, știți prea bine mulțimea de campanii care se organizează pentru a avea grijă de pădurile, de oxigenul nostru, dar în primul rând și de apa noastră. Cât de importantă este apa, o demonstrează și cei care, la rândul lor, organizează o mulțime de evenimente pentru a scoate în vedere Ce trebuie să facem ca să avem grijă de ea. Nu avem apă, nu mai este nici viață pe pământ. Important este, exact cum vorbeam cu o parte dintre invitații mei, că viitorul este roz, dacă pot să spun așa. Deci viitorul ne aduce și vești bune. Invitații mei de astăzi, cum vă spuneam, foarte, foarte dragi, sunt doamna Marie Ștefănie, inspector școlar general, dar în primul rând profesor de chimie cu niște rezultate deosebite. Bine ne-am reîntâlnit, doamna Ștefănie. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bine v-am regăsit și vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate, pentru că ne oferiți șansa să ne promovăm elevii, munca și rezultatele. Ar fi culmea, pentru că tot timpul spun, dacă ceva nu merge bine cu copiii noștri, noi suntem cei de vină, așa, da? Ei, și dacă ceva merge bine cu copiii noștri, tot noi suntem de vină dacă noi promovăm, da. Între cei doi tineri de mare perspectivă, despre care o să vorbim imediat și pe care o să-i prezint, de fapt se vor prezenta ei, este doamna Lia Trășculescu, șef laborator la Societatea Activitatea Boscomesa din Orăștie. Bună ziua! Bine ați venit în premieră la noi! Că de întâlnit ne-am mai întâlnit cu ocazia altor evenimente de la Activitatea Boscom. Așa, și acum, Emilia Stoian Barboni, elevă în clasa 10-a la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie, și David Popa Eliazar, chiar ați spus are un nume grozav, David Popa Eliazar, elev tot în clasa 10-a la același liceu. Vreau să punctez un lucru. De obicei se spunea, na, liceele teoretice, ce tot atâta liceu teoretic, ce ai nevoie de atâta cultură generală, ce ai nevoie de atâtea limbi străine, de limba română, de este nevoie acum de tot felul de, materii practice, nu zice nimeni că nu, dar știți, încep să cam arunce cu pietre în liceele teoretice. Ei, uite-te că prin rezultatele pe care le-ați obținut la concursul organizat de Politehnica din Timișoara, Facultatea de Chimie, prin aceste rezultate demonstrați de fapt că liceele teoretice au un rol foarte, foarte important în a duce mai departe munca, pentru că este vorba de muncă, în diferite domenii. Deci, ca să scurtez și ca să-i las pe invitații mei să povestească. Cei doi tineri pe care vi-am prezentat, Emilia și David, au câștigat premiul întâi la concursul organizat, la una dintre probe, nu? Dacă pot să spun așa. Una dintre secțiuni. Una dintre secțiuni, da, una dintre secțiunile concursului organizat de Politehnica, la Politehnica Timișoara, de Facultatea de Chimie.
Și vreau să vă spun că am fost impresionată când am citit pe Facebook, măi, nu vine să cred, în clasa 10-a, și vreau să vă spun că ei, prin premiul pe care l-au câștigat, și-au asigurat și înscrierea la facultate fără examen. Bun. Începem cu, ziceți-mi voi, povestiți voi, doamna profesoară sau doamna șefă de laborator? Cine povestește? De la cine a început ideea? Spuneți-mi. Atunci o să vă rog să-mi permiteți Vă să rog. conduc începutul, pentru Așa. că eu sigur că urmăresc toate oportunitățile care apar, chiar dacă suntem la un liceu teoretic, așa cum spuneți dumneavoastră, trebuie să demonstrăm că ne descurcăm foarte bine și pe partea practică. Din punctul meu de vedere, când am văzut această invitație lansată de către Universitatea Politehnica Timișoara prin Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, la rândul meu, în calitate de profesor de chimie, am postat-o pe Classroom pentru toate clasele, pentru elevii din toate clasele cu care lucram. Și am lăsat așa la liber. De ce am lăsat la liber? Pentru că a fost o perioadă foarte aglomerată, să știți. Au început olimpiadele și concursurile, etape județene, etape naționale. De asemenea, copiii se pregăteau pentru că se apropie Evaluări. perioada cu teze, evaluări și așa mai departe. Plus, structura acestui an școlar a fost un pic altfel, pentru că am avut acea vacanță în luna noiembrie, iar în decembrie am avut o săptămână de vacanță în care au fost și sărbătorile de iarnă. Deci nu am avut timpul fizic ca să ne refacem puțin forțele și cu toate acestea am lăsat să vedem ce spun elevii. Am avut 6 elevi care și-au exprimat intenția de a se implica în realizarea acestor proiecte. Niște proiecte, mie mi-a plăcut foarte mult regulamentul concursului, pentru că organizatorii nu s-au gândit pur și simplu niște teme și poți să iei de pe internet tot felul de informații, pentru că acum avem posibilitatea și să gândim, să dezvoltăm un material, un proiect pentru o temă anume. Nu. Caracteristicile proiectului sunt altfel, este o altă abordare. Și anume, elevii trebuia să pornească să identifice o situație problemă, să o Deci n-a definească. fost o temă fixă pe care Nu. trebuiau Erau să o niște teme trateze. generale Da, legate de mediu, da, bineînțeles, da, așa cum da, ați spus da, dumneavoastră, da. legate de surse alternative de energie, de sol, apă, aer, sol, printre care și tratarea și epurarea apei. Noi ne-am oprit asupra acestei teme pentru că știam că avem colaboratori Da. și primim un sprijin considerabil și așa și fost din Mare partea lucru. Societății Comerciale Activitatea Goscom-Orăștie. Și atunci am avut cei 6 elevi, pentru că în total am realizat 3 proiecte. Proiecte. Ei au realizat lucrarea cu care au obținut premiul întâi și o să vorbească ei despre lucrare, nu vreau să Sigur. dezvolt eu. Sigur că da. Însă aș vrea, în egală măsură, să-i felicit pe ceilalți 4 elevi ai mei care au lucrat foarte mult, deși unii dintre ei s-au prezentat și la alte olimpiade. Chiar trebuie să precizez acest lucru, pentru că a fost un efort considerabil din partea lor. Este vorba de echipa formată din elevii Ciolocoi Laurențiu și Mihai Constantinescu, care au realizat lucrarea Metode alternative de tratare a apei, au obținut mențiune clasa 9 și clasa 10-a, iar cea a treia lucrare este realizată de către elevele din clasa 11-a, Toma Teodora și Cătăniciu Raluca, care au realizat un proiect cu tema controlul durității apei. Pentru că în zona Orăștie, referitor la duritatea apei, lucrurile stau un pic altfel și vreau să vă spun că am lucrat foarte frumos cu toți cei 6 elevi, deși, v-am spus, într-o perioadă destul de aglomerată. În plus, ne pregăteam și pentru Olimpiada Națională de Chimie, dar am reușit, ne-am organizat timpul și am dus la final toate Eu activitățile sunt, și iată rezultatele. da, eu sunt impresionată când aud despre dăruirea cu care
unii elevi participă la cât mai multe, cât mai multe evenimente, cât mai multe concursuri, cât mai multe provocări. Da, majoritatea nu este exact. Și majoritatea sunt ceva. Da. M-a impresionat foarte mult Emilia. Emilia a venit la mine, eu încă mai am fost și încă mai sunt așa diriginta lor, a clasei a 10-a C, a venit și a spus, doamna dirigintă, să știți că am vorbit cu părinții mei, mi-a plăcut foarte mult acest lucru și sunt hotărâtă, vreau să particip și eu să mă implic în realizarea unui proiect. Și am zis, da, de acord, dar... vreau să vedem să mai găsești un coleg cu care să lucrezi în echipă, deși regulamentul permitea să proiectul să fie realizat de un elev sau în echipă de câte doi. Uh-huh. Eu de la început am optat pentru formula de doi. Sigur. De ce? Pentru că vreau să dezvolt un pic în rândul elevilor și capacitatea aceasta de muncă în echipă. În echipă. Pentru că ei trebuie să fie pregătiți, indiferent în ce domeniu își vor desfășura activitatea, vor munci alături de alți colegi cu care trebuie să fie capabili să colaboreze frumos. Da, să învețe, să se completeze. Exact, să se... exact. Deci la emilia.ochit.lovit prima exact. Participare și deja cu premiu așa, mare, așa să vorbesc. Ei sunt da. Primii mei studenți da. Așa de anul acesta. Da. Ajungem la doamna Lia Trășculescu, vă spuneam, șef laborator în cadrul Societății Comerciale Activitatea Goscomorăștie. Ia spuneți-mi, doamna Lia, cum a fost când știu, vi s-a solicitat ajutorul, că până la urmă copiii trebuiau să facă practică undeva, da? Da, da, a fost frumos din prima clipă. Au fost proiecte foarte frumoase pe care le-am ales împreună cu doamna profesoară și a fost o plăcere extraordinară. Faptul că am avut acești tineri în stație câteva zile, erau foarte interesați de tot ce se întâmpla acolo. Tratarea apei e, din păcate, străină pentru marea majoritate a locuitorilor Orăștiei și cred că pentru multă populație. Dar nu pricepe nimeni că apa este tratată. Da, toată lumea are impresia că o iei din baraj, din bazin de nu știu unde și îi dai drumul pe conductă. Da, exact. La fel cum mi se pare ciudat și suma foarte mare care se alocă pentru realizarea unei stații de epurare. Iar nu pricepe nici oi de mine atâția euro, atâția nu știu ce, pentru nimica toată. Sunt extraordinar de importante. Este exact. Foarte important și este o muncă foarte mare în spatele acestei ape potabile, că despre asta vorbim. Și foarte mare responsabilitate. Responsabilitatea este imensă. Deci răspuns de sănătatea oamenilor și animalelor pe toată raza de operare. Exact. Dar să revenim la copiii noștri. Așa. I-am adoptat acolo la stație, deci extraordinar de simpatici. Și laboratele mele erau mai animate, mai interesate de ei, de activitatea și lor. Probabil și să le împărtășească din cunoștință. Am fost uimite că aparatura noastră nu este sofisticată, dar pentru ei era imediat, au lucrat la turbidimetru, imediat au făcut analize, imediat la spectrofotometru, nu era o problemă pentru ei. Pentru ei este foarte ușor, pentru da. Că perioada da. Asta modernă era digitală, da. Era nu mai și, nicio necunoscută. Da, sincer, am fost foarte încântați de interesul pe care l-au avut și de seriozitatea cu care au muncit la aceste proiecte. Foarte încântați! Am fost de Emilia, de asta. Cum a fost, cine ți-a sugerat tema pentru care să lucrezi? Cu doamna dirigintă am ales tema împreună. Da. Și mi-a plăcut mult, mai ales că am avut acolo stația de apă și era foarte accesibilă. Și cum ți-a ales colegul? Cum l-ai ales pe David? Noi suntem verișori și spune mai bine împreună. Înțeles, da. Și a percutat așa din prima sau s-a lăsat un pic convins? Așa? Din prima. I-au trebuit argument. Din prima, David? Da. Da? De ce? Păi mi-a plăcut și premiul, bineînțeles, care a fost și mai ales că am lucrat cu verișoara mea. Știu că o să ajungem ceva, o să luăm ceva loc.
Serios? Da. Ai fost convins din prima că o să câștigați? Da, 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 convins, a fost mai optimist. Serios? Noi, da? Da? Da, da, da. Dar ce te-a făcut să fii așa de... Aveam încredere în noi. Și ți-a plăcut și tema, probabil. Ideea, tema, proiectul gândit frumos de la început până la sfârșit. Iar a fost realizat exact conform cerințelor, deci ceva trebuia să... Nu, dar știi ce este? Bine, aici se vede și coordonarea șefului de proiect, cum ar veni, așa, a dirigintelui, a profesorului, a dascălului. Se vede foarte mult și sprijinul și implicarea societății care a pus la dispoziție, iată, și laboratorul, dar și personal calificat. Deci toate au mers mână în mână. Dar... important este că acești copii chiar au crezut în proiect și mă gândesc că voi considerați, la fel ca și noi toți ceilalți sau mulți dintre noi, cât de importantă este apa pentru viitor, da, nu? Și calitatea apei. Cum ți s-a părut munca în laborator? Cum vi s-a părut? Povestiți-mi voi, cum a fost? A fost destul de interesant, mai ales acel turbidimetru. Ne-am prins destul de ușor. Trebuia să băgăm într-un anumit recipient apa, să-l ștergem puțin de acei aburi de pe acel recipient, apoi băgam în turbidimetru, apăsam pe un buton și aflam turbiditatea apei. De obicei, turbiditatea este mai mare după ploi, așa-i? Da. Mi s-a părut foarte interesant faptul că apa aceea pe care vedem, nu vede nimeni, de fapt, murdară, ajunge să fie tratată atât de bine încât să fie cristal, potabilă, da. Da. Ai văzut cum intră și da, după aceea cum iese. Diferența, da? Foarte mare. Da. Și ia spuneți-mi, mă gândesc că a fost la concurs, a ținut o probă practică sau doar ați trimis datele pe care le-ați... Noi am făcut acel proiect cu toată partea de teorie și proba practică am făcut-o la activitatea Goscom. Și această probă practică, toate datele absolut, da, tot, și așa, această, da, probă practică le-a plăcut cel mai mult, s-a observat încă de la prezentare, erau foarte interesanți, da. Da. Da, au apreciat faptul că noi am lucrat noi. Da, 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 că voi ați fost. Da, probabil asta a fost despre problema identificată și soluția practică sau implementarea soluției, exact așa cum ați avut un proiect și concluziile, că s-au realizat proiectul și e chiar... Și au și susținut, l-au și susținut. Exact. Vă ascult și vă ascultă multă lume. Păi, problema era că turbiditatea, mai ales cum apa ajunge din râul Sibișel la noi în stație acolo, are o turbiditate care variază foarte mult și e mai greu de tratat, procesul e unul mai dificil. Mai dificil și mai costisitor, da, cu cât ai... Da, și apa cu turbiditate mult mai mare nu este tocmai potabilă și de asta trebuie tratată pentru a fi potabilă. Exact, exact. Da. Turbiditatea apei are anumite valori, se numesc NTU. Și trebuie să fie până în 5 NTU ca să fie potabilă. Deja m-am băgat în ceață, doamna Lia. Cine a lucrat știe deja, da. Se vede că a fost la stație, știe ce vorba. Au fost foarte interesați de tot ce se face în stație, foarte interesați, au lucrat și la prezentare, deci n-au spus ei, dar prezentarea s-a făcut online și în timpul prezentării asta a fost... foarte important pentru comisie, dacă datele din tabele sunt, au făcut ei experimentele sau le-au luat de undeva. Da, și a fost foarte, foarte plăcut, impresionat cei din comisie, că ei au lucrat efectiv, au fost la stație, au făcut determinări de turbidități, multe. Adică a fost un proiect lucrat, nu a fost un proiect copiat, cum ar veni. Și ei stăpânesc lucrurile. Am văzut că de mă țin minte și parametrile și cifrele. Parametrilor, sigur că da. Și au reușit singuri să descopere soluția. Care este soluția? Că această turbiditate să nu mai varieze așa de mult. Lăsați-mă să zic că ei stanțieze. Nu, nu o spun. Vă spun doar că ei au descoperit soluția. Foarte tare. Da.
Da. Dar cum? A, de fapt, lucrând, da, dacă există lucrând, o cauză, trebuie să fie și un... Da, da. Și ce soluție ați descoperit? Păi, cauza, dacă era apa care venea din râu și avea o turbiditate foarte variabilă, ne-am gândit la construirea unui baraj care să acumuleze apa într-un lac de liniștire. Și acolo apa nu ar mai avea o turbiditate care să varieze atât de mult într-un timp atât de scurt. Se sedimentează, nu? Da. Mărul da. Și se duce până la fond și se decantează, cum ar veni, da. Mă, foarte tare. Se un pic acolo, da. Nu? Se liniștesc și când te gândești... Și trata mult mai ieftin mai până ușor, la urmă și mai ușor și mai rapid, pentru că nu-ți trebuie un ciclu atât de... Deci problema la tratare nu este atât de mult valoarea turbidității. Se pot trata turbidități foarte mari. Sigur. Problema este ca turbiditatea să nu varieze foarte mult în timp. Asta dă peste cap tratarea. Îți strică toate instalațiile. Strică toate. Da. Și atunci... S-a găsit foarte tare. Cine muncește, găsește și foarte tare. Uite, viitorii specialiști în domeniu. Da, caracteristici și informații utile, așa, deci o idee care ar fi minunată dacă s-ar putea și implementa. Aplica, sigur că da. La nivelul regiunii noastre. Păi eu nu cred că domnul manager Chiseri o să o lase așa în aer. Eu cred că s-ar putea să folosească... Avem un proiect, construirea unei noi stații și asta va fi sigur un punct de realizat. Da. Cât ar fi de performantă, o stație cu greu tratează o turbiditate care variază foarte care mult variază. În timp scurt. Da. Și atunci, un bazin de liniștire, un lac de liniștire, ca turbiditatea, chiar dacă este mare, să vină cu valori constante. Constante sau cu variații foarte mici. Foarte mici, da. Foarte mulțumim foarte mult pentru că ne-au pus la dispoziție odată laboratorul de specialitate cu toată aparatura, cu toate dotările de acolo, dar în același timp și procedurile pe care le au la nivelul unității, master planul unității, deci foarte important niște informații pe care le-am obținut cu sprijinul conducerii și mulțumesc foarte mult domnului director Chiseli Papus și doamna Elia Tresculescu, pentru că, sincer, a fost lângă noi de la început până la sfârșit. Asta am și apreciat. Iată ce rezultate deosebite se obțin în momentul în care există o colaborare sinceră și cum să spun, care să... Necondiționată, așa. Necondiționată, da. Până la urmă. Eu nu știu dacă cineva din Deva s-ar fi dus nu știu unde, dacă ar fi avut atâta la fel de mare deschidere. Dar bine, acum se vede că și domnul Chiseli a fost prefect și cum să spun, și-a extins foarte mult orizontul de cunoaștere, așa, nu s-a limitat doar la o comunitate mai mică, cum fac primarii sau... Da. Noi și de Ziua Mondială a Apei, pe care o sărbătorim în fiecare an, în 22 martie, mă rog, în anii anteriori doar online, pentru că nu am reușit datorită pandemiei, dar anul acesta am fost în vizită cu mai mulți elevi din mai multe clase și voi cred că ați fost și la Ziua Mondială a Apei, nu? Și am văzut stația de tratare. Mm-hmm. E bine să avem informații, să știm ce avem și în jurul nostru. Și se lucrează la halat alb, da? Da. Știu. Da, veni cu halatele de acasă. Da, se lucrează la halat alb, la curățenie perfectă, exact ca la farmacie, nu ca în spitale. Că s-ar putea să greșim cu spitale, dar cu farmacia nu. Da. Ia spuneți-mi, care a fost cea mai dificilă sau cea mai grea perioadă din cadrul proiectului? Ce vi s-a părut cel mai greu? Că cel mai frumos sunt convinsă că a fost practica din laborator. Da. Mai greu a fost să punem toate ideile acolo în lucrare, să arate... Să le structurăm. Da, să punem cap la cap, să căutăm multele informații care erau foarte multe informații care trebuiau... pus acolo. Și sintetizate. Da. Și aveam un număr limitat de slide-uri pe care le puteam realiza. Nu? Serios? Da, nu vă lăsați să faceți lucrare de doctorat. Nu. Trebuia să ne limităm. Poftim? Trebuia să ne limităm.
Da, sunt limitați. Yeah. Da, și să extrageți exact ce este mai important. Am extras esențialul. Esențialul. Deci asta vi s-a părut cel mai greu. Dar da. Prezentarea, cum a decurs? Destul de bine. Nu ne-am încurcat deloc și le-a plăcut foarte mult cum am prezentat. Am vorbit deschis cu ei și... Da? Erau au foarte fost chiar... Da, ne-au pus ceva întrebări. Da? Și? Și a decurs bine. Da. Am fost cu ei la prezentare, da, și am observat în timpul prezentării că emoțiile cele mai mari le aveam eu. Ei erau foarte deschiși, foarte deschiși și foarte, foarte stăpâni pe informații, pe ei, pe lucrarea care au făcut. Pentru că David era convins că va câștiga din prima, da, ce să mai... contează foarte mult. Da, te duci cu mentalitatea învingătorului și iată, ai atitudine de învingător. Bun, și bineînțeles și proiectul a fost ok. Oricum, dacă nu era ok, nu cred că se implicau. Dacă nu simțeau că este un proiect bun. Eu sunt sigură. Cred că. Sunt sigură. Da. Deci, trebuie să vezi, să simți că ideea ta este bună, începi de undeva și asta e finalitatea. Deci proiectul lor chiar a fost foarte reușit, foarte reușit, dar mi-a plăcut maxim cum au lucrat. Mi-a plăcut foarte mult cum și-au pregătit prezentarea. După ce, pentru că aici a fost două etape, nu am menționat acest lucru, dar spun acum. Până în data de 10 aprilie, toți cei interesați trebuiau să trimite proiectele, dar mă rog, o sinteză a proiectului, și să îl înscriem la concurs. În data de 11 a avut loc selecția proiectelor pentru etapa finală, care a fost în perioada 14-15 aprilie. Cele trei proiecte ale noastre au fost selectate pentru etapa finală. M-am uitat așa pe secțiuni, pentru că au fost patru secțiuni, oricum peste 80 de proiecte din toată țara, au fost selectate pentru etapa finală a concursului. Și iată că din cele 80 de proiecte, Emilia și David au reușit să ocupe un frumos loc întâi, premiul să obțină premiul întâi. Și miza, cum am spus, este acel loc rezervat, loc bugetat la Facultatea de Chimie. Acum voiam să spun. Da, știați care este premiul? Da. Da, am avut grijă să știu. Și asta v-a stimulat? Și asta v-a stimulat? Da, asta ne-a motivat să facem mult. Contează foarte mult. Da, uite, vezi, era și perioada cu tezele, cum a spus și doamna profesoară. Și chiar am zis, am teze, am de învățat, dar nu vreau să pierd ocazia aceasta. Mi s-a părut o ocazie foarte bună și pentru un proiect să îmi asigur un loc, mi s-a părut foarte... Cât ați lucrat la... În jur de câteva zile, să zic așa, o săptămână. O săptămână. Ideea mai mult, două săptămâni, așa, până la prezentare. Până la prezentare, cu tot, da. Nu? Deci cam așa. Numai o săptămână? Nu cred. Mai mult puțin. Mai mult. Da, și pe lângă teze și pe lângă celelalte, dar la proiect efectiv, așa, o oră, două pe zi, da. Cam așa. După masa, vine la școală. O zile când am și mai mult. Și mai mult, sunt convinsă. Un laborator sigur au stat mai mult de o oră, două. Din laborator nu-i mai scoți după ce se obișnuiesc. Da. Am fost foarte plăcut, impresionată de faptul că au stat în laborator cu foarte mare plăcere. Da. Cu foarte mare plăcere și voiau să mai facă, să mai vadă. Vedeți, doamna Ștefanie, ce mult contează. Nu știu cum mai este acum, dar pe vremuri erau laboratoarele. Erau laboratoarele de chimie, erau laboratoarele de fizică. Mi-aduc aminte, în general, la Hunedoara aveam laborator de științele naturii, cu tot felul de machete și cu tot felul de materiale didactice. Da, impresionante, ne captivau, ne plăcea foarte mult să... adică era altceva decât să citești pur și simplu din un text dintr-o carte. Așa este, deși acum avem, să știți, la școală unde sunt eu titulară, laboratorul de chimie este
bine, este dotat și este în regulă și de curând a fost renovat și aici apreciez implicarea conducerii școlii. De asemenea, am avut pregătirea elevului care a participat la etapa națională, unde am fost nevoiți să ne pregătim și pentru proba practică. Și de când s-au ridicat restricțiile, am intrat cu programul, cu toate clasele, pe cabinete și laboratoare, prin urmare toți elevii merg în laboratoarele de specialitate. Acum, sigur că în cei 2 ani cu de pandemie nu a fost dificil, n-am putut intra în laboratoare. Și să știți că am pierdut obiectiv, inclusiv interesul copiilor față de carte. Dar nu este totul pierdut, trebuie să ne... să-i stimulăm, și să-i ajutăm. Nu, ei sunt dorniți să lucreze în laborator, să știți. Și lasă lucreze pe echipe. Sigur, când am o temă potrivită, dacă am resursele necesare. Nemulțumirea mea este vis-a-vis de numărul de ore, pentru că am una sau două ore pe săptămână și pentru o disciplină cum este disciplina chimie este foarte dificil. Este o disciplină cu caracter aplicativ, latura practică, experimentală, este esențială. Deci chimie este o disciplină prin excelență experimentală. Și te cam lovești de chimie în multe domenii. Ai nevoie de chimie, inclusiv dacă dai la medicină, nu? Bun, odată pentru... farmaceutică și așa mai departe. În ceea ce privește cariera profesională, da, chiar ai nevoie pentru admitere la medicină, farmacie, de ce nu facultatea de chimie, poate că... Exact. Eu mi-aș dori foarte mult ca ei să urmeze. Asta voiam să-i întreb. Acum aveți locurile asigurate. Chiar să fie decis să meargă la facultatea de chimie. O să vă duceți? Sau că mă gândesc că mai aveți vreo 2 ani, da? Sunteți în clasa 10-a. În 2 ani credeți că vă schimbați preferințele? Nu se știe niciodată. Nu se știe, da. David e mai așa. Pe Emilia o văd mergând mai departe cu chimia. Îți place? Sau ți-a plăcut în mod special acest proiect? Îmi place, mi-a plăcut acest proiect și îmi place mai mult partea de natură, de mediu. Da, 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 de protecția naturii. Tu, David? Mie îmi place foarte mult probele practice, mai mult experimentele și așa. Da, da. Îmi place foarte mult. Tu inginer, dacă se poate, știi, ca să aplice. Da. Da. Acum, dacă tot vorbeam de școală, de cei 2 ani de pandemie care ne-au dat peste cap pe toți, nu numai pe elevi, și pe noi părinți, și pe dascăl, și pe toată lumea. Știu că, iată, avem vârfurile care se implică, participă cu drag, obțin rezultate, dar sunt cei care abandonează școala. Din câte știu, în județul Hunedoara sunt câteva licee care au aplicat și au obținut și ceva finanțări, nu știu dacă au semnat contractele, dar n-ar putea astfel de activități să-i stimuleze pe copii să nu abandoneze școala, adică să-i atragă, să se ducă cu drag sau din curiozitate măcar. Știți, pentru că eu am impresia că banii care se alocă pentru scăderea ratei abandonului școlar sunt să le dai o masă caldă, să le dai rechizite, să le dai... Dar, nu știu, mi se pare așa niște chestii mai mult formale. Altfel trebuie. Poate ei, copiii, elevii, la rândul lor vor identifica un gen de proiect care într-adevăr să obțină finanțare. Mă gândesc, prin care să-i atragă pe ceilalți să participe la... Aceste linii de finanțare care sunt acum deschise, vreau să vă spun că sunt un pic... au o altă abordare și așa, exact cum spuneți dumneavoastră, pe lângă aceste facilități, poate un sprijin financiar, poate o masă caldă, rechizite, sunt finanțate și activități de sprijin, de consiliere, de pentru a le remedia, să spun așa, la anumite discipline și chiar sunt extrem de utile și avem nevoie de astfel de proiecte.
Pe una din liniile de finanțare, unde avem două runde, deja au fost scrise aceste proiecte, ca a spus și dumneavoastră. Sunt 23 de unități din județul Hunedoara, cele care au, s-au încadrat ca risc mare de abandon școlar. Și mai există o rundă pentru cele cu risc mediu, să spun așa, mic și mediu, care va fi în anul 2023. Deci, iată că există oportunități pentru unitățile de învățământ și pentru sistemul de învățământ pentru a veni în sprijinul copiilor, pentru că până la urmă avem această datorie și chiar trebuie să ne implicăm cu toată responsabilitatea pentru a asigura accesul la educație pentru toți copiii. Niciun copil nu trebuie să îi fie îngrădit acest drept. Pentru că e vorba de viitorul lui și nu poate să aibă un viitor așa bun, așa cum îi se potrivește, cum și-l dorește. Exact. Dacă nu urmează o formă de pregătire, un program de pregătire și ideal ar fi unul care să îl parcurgă așa cu plăcere, cu bucurie, unul care să-i se potrivească. Exact. Pentru că am văzut că aici, pe partea de consiliere și orientare școlară și profesională, încă sistemul, cred că necesită multe măsuri suplimentare, să spun așa. Așa, pentru că foarte avem bine încă această mentalitate, ca toți să meargă la un liceu teoretic, să meargă la facultate, dar nu știm dacă copiii într-adevăr vor sau nu. Păi, bine, ar trebui, știți, se vorbește despre școala părinților. Adică, așa este. Dar de ce să nu avem lectori pentru părinți, elevi? Pentru că nu toți elevii, nu toți copiii au curajul să-și contrazică părinții, n-au curajul să spună ce vor să facă, pentru că imediat părintele reacționează cum reacționează. Depinde de relația părinte-copil. Da. Depinde. Și acum să avem pardon, știți cum e cu relațiile între părinți și copii, mai ales acum, de când cu pandemia, toată lumea este irascibilă, toată lumea e... Urmează o perioadă de refacere, dar până atunci toți suferă. Da, eu aș face o școală a părinților în care aș pune câțiva elevi care să spună, uite-te, eu ca tânăr, eu ca băiat, eu ca fată, mama îmi spune să mă duc să fac medicină, să fac aia și aia, dar mie îmi place să sădesc pom, mie îmi place natura, eu vreau să urmez altă școală. Ce școală? Ce aia meserie? Să te duci să plantezi copaci, să ai grijă de păduri, să ai grijă... Nu, aia nu e meserie, nu? Îți trebuie ceva bănos. Apropo de protecția asta excesivă a părinților, medic, avocat și ce mai e cu bani mulți? Că profesor nu. Această ordine de idei, noi avem un contract de practică cu Liceul Tehnologic Nicolae Solahus din Orăștie. Eu personal am o clasă de profesională. Merg la școală, fac o parte cu ei și la stația de apă, la laborator, partea practică. Vreau să vă spun că sunt alți oameni în școală față de cum sunt în stație și în laborator. Sunt de teorie, de ce pot eu să le spun, cât aș încerca să le îmbrac de frumos și cu exemple practice, nu sunt foarte interesați. Teoria practică te omoară, da. Se spune, dar noi practica este de... invers. Da, practica le place extraordinar de mult, sunt interesați de apă, de procesul tehnologic, sunt interesați de ce se face la laborator. Vedeți exact ce spuneam, proba practic mă implică la acolo să descopere singur, chiar dacă greșește, dar să lucreze singur. Da, și aici ar mai fi de spus că ar trebui firmele din orașe, nu și din Orăștie mai ales, dar din orașe, să fie mai deschise cu astfel de proiecte, cum au fost proiectele lor, cum ar fi practica de la liceele cu profil de profesională și așa mai departe, pentru că ne ajutăm unii pe alții. Acum, încă din perioada trecută, când erați inspector școlar general, știu că s-au semnat câteva contracte de genul ăsta, unde, cum să zic, tinerii elevii chiar sunt interesați să facă practică și, mai important,
își găsește un loc de muncă. Da, da, categoric. Deci întotdeauna, să spun așa, învățământul profesional și tehnic a însemnat o prioritate pentru Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Vreau să vă spun că în 2014 s-a aprobat metodologia referitoare la organizarea și desfășurarea învățământului profesional cu durata de 3 ani și în 2017 pentru învățământul dual și chiar înainte să se aprobe aceste metodologii, în județul Hunedoara existau câteva parteneriate între școală și companii, diferiți agenți economici, bine consolidate și bine conturate. Ei, iată, începând cu anii respectivi, am avut și cadrul legislativ, unul generos și favorabil, care ne-a ajutat să punem și să organizăm aceste programe de formare a absolvenților de clasa 8-a. Vreau să vă spun că vorbim de sute de parteneriate între liceele tehnologice și agenții economici din județ. Direcția este una clară, aceste parteneriate trebuie să le menținem, să le consolidăm și să le dezvoltăm. Pentru că până la urmă noi avem datoria să oferim pentru piața muncii forță de muncă calificată. Adică avem datoria să ne să racordăm oferta educațională cu cerința de pe piața muncii. Altfel, era o foarte mare problemă. Da, pregătim într-o anumită calificare sau meserie și să nu aibă corespondat pe piața muncii. Păi, până acum câțiva ani cam așa s-a întâmplat. Tocmai că s-a întâmplat, acum nu trebuie să se mai întâmple. Și în domeniul energetic ar trebui lansat un concurs de genul ăsta, pentru că, iată, energia verde, viitorul. Mi-aduc aminte, acum, mai pe la începuturile carierei mele în jurnalism, m-am întâlnit, adică, mă rog, șansa a făcut să mă caute un domn, pensionat pe caz de boală, cu o școală profesională și care a făcut niște invenții în domeniul energetic, cu care a ajuns până și la saloanele internaționale și vreau să spun că a luat și premii. Avea o viziune proprie, dar n-a mai avut banii suficienți, sponsorii l-au mințit. În domeniul producerii energiei hidro, o idee foarte interesantă, dar a rămas cu proiectul la jumătate și îmi pare foarte rău. Dar în domeniul apei a fost premiat la salonul, nu știu care dintre saloanele de inventică, oricum la nivel mondial, avea ghiveciul acela de flori în care puneai apă o singură dată și planta creștea de 7 ori mai mult decât normal, pentru că nu se eliminau mineralele din pământ. Acum au tot apărut genul ăsta, de ghiveci în care pui cu auto, adică se udă și, mă rog. Să știți că el de aici, din Deva, el a câștigat medalie pentru acest proiect acum mulți, mulți ani. Așa că și voi, dacă tot ați pornit pe drumul ăsta, Emilia și David, nu se știe niciodată ce, dacă vă place așa de mult, poate inventați un alt mecanism, un aparat care să fie și mai, știu eu, performant în măsuratul turbidității sau... Aveți de gând să participați în continuare sau vă lăsați pe tânjară, gata, la loc întâi, nu mai mergem. Continuăm. Continuați, da? În același domeniu? Tot în chimie? Sau poate acceptați și altă provocare? Probabil să acceptăm. Da, da, dar mie îmi place de David, e deschis, e hotărât, va ajunge departe cu genul ăsta de atitudine. Acum, da, e acum caută și foarte bine fac, acum trebuie să caute, să fie curioși și o să aleagă ceea ce e mai bine pentru ei. Da. Pe Emilia o văd mai mult lucrând într-un laborator, știi, așa, finuță și...
dar cu siguranță foarte serioasă și metodică, așa-i? Ești ordonată de felul tău, așa-i? Nu știu, poate fi într-un laborator la într-o unitate, dar poate fi și într-un laborator școlar. Eu aș vedea foarte bine și în unul. N-ați specificat. Da. Are calități. Profesoară de chimie, eu m-aș bucura foarte mult. Eu chiar e în drum. Și nu numai să urmeze nu numai chimia, și pentru fizică, biologie, alte discipline. Pentru din când terminați voi facultatea, da, până când terminați voi toate specializările, probabil vor crește și salariile, ca să vă motiveze să lucrați în învățământ. Doamna Lia, felicitări pentru deschiderea acestei, pentru această colaborare. Eu sper să fie cât mai multe. Și eu sper ca tot ceea ce se întâmplă să fie în sprijinul societății, pentru că, iată, o apă de calitate înseamnă sănătate și pentru populație, dar și pentru sol, nu? Pentru munca a fost a lor, categoric munca a fost a lor, dar am avut și noi implicare. Nu m-am așteptat ca partea teoretică le-am trimis o cantitate foarte mare de informații. Nu i-ați menajat. Nu i-am menajat deloc. Am văzut că nu-i cazul să-i menajez, că pot duce. Și le-am dat numărul de telefon și mă așteptam să mă sune într-una, dar s-au descurcat foarte bine. Deci au asimilat tot ce era inclusiv în procedurile noastre de firmă, inclusiv deci partea teoretică. Deci categoric, da. Și mă aștept în scurt timp, dacă în câteva săptămâni au găsit o soluție așa de grozavă la tratarea apei cu turbiditate variabilă, mă aștept la o surpriză de proporții în timp, adică la o invenție ceva. Așa e? Da. Păi eu nu degeaba am adus discuția despre inventatorul pe care l-am cunoscut acum mulți ani, pentru că asta ar fi mersul firesc. Din partea noastră, tot sprijinul, oricând cu mare, mare drag. Da, pentru că la foarte multe invenții, realizarea prototipului și parcurgerea etapelor costă cel mai mult. Și ai nevoie de specialiști acolo și de aparatură și de... Poate o ai, dar o ai. Ca să o verifici, să o... Pentru că trebuie să te duci, într-adevăr, cu niște rezultate a unor teste. Și argumente. Da, și argumente. Dovezi, clar, pentru că altfel nu poți să validezi ceva despre acest lucru. Vorba, da, eu am mare încredere în acești tineri, atât în Emilia, cât și la Pecef Mult și pe David, dar pe toți elevii cu care lucrez. Să știți că sunt niște tineri minunați, cu perspective foarte, foarte frumoase. Cum, sigur că ce-mi doresc cel mai mult, fiecare să ajungă pe culminate pe drumul pe care și crede că poate să performeze. Pentru că suntem diferiți cu toții, nu? Eu le ofer informații, o recomandare, dar ei vor decide ce vor face în viitor. Și cu siguranță nu cred, eu nu cred că greșesc. Au testat pe propria lor piele că pentru a face un lucru bun și pentru a avea rezultate este nevoie nu doar de cunoaștere, ci și de pasiune. Pentru că voi ați pus multă pasiune în proiectul ăsta și s-a văzut. Ei, așa este și cu profesiile pe care vi le veți alege. Dacă le veți aplica și dacă le veți trata cu pasiune, rezultatele nu vor întârzia niciodată. Dragii mei, vă mulțumesc mult pentru că ați făcut un efort, ați venit de la Orăștie până aici. Vă mulțumesc tare, tare mult. Și mai din Romos? Uai, elevii în Orăștie. Elevii în Orăștie. Da, la clasa de știință ale naturii. Da. Sunt clasa 10-a, sunt elevi buni, foarte serioși și responsabili. Vă mulțumesc mult, doamna Ștefanie, mulțumesc doamna Lia, mulțumesc Emilia, mulțumesc David. Să ne ajute Dumnezeu să ne mai întâlnim, să mai vorbim și de alte premii și de alte proiecte și de alte colaborări benefice pentru toată comunitatea. Mulțumim! Aici se încheie emisiunea de astăzi, dragii mei, ca întotdeauna, uite, rugămintea mea a fost îndeplinită, știți cum e.
să ne reauzim cu bine și să auzim numai de bine. Și tot ca întotdeauna, sper că n-ați uitat, vă iubesc de la A la Z.